Lucrările de reabilitare și modernizare a școlii generale numărul 5 de pe strada Scărișoara, care aparține de Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva, avansează. Au fost finalizate lucrările de creștere a eficienței energetice a clădirilor în care funcționează sălile de clasă în partea dinspre stradă și se lucrează în zona dinspre curtea școlii. La acoperiș a fost turnată șapa și urmează instalarea membranei. Constructorul a finalizat instalația de hidranți exterioare, iar la interior au fost montați hidranții în clădirile școlii. Au fost executate compartimentările interioare de la grupurile sanitare pe toate etajele. De asemenea, a fost finalizată instalația electrică pe etajele 1 și 2. În acest moment se lucrează la instalația pentru curent slab și care este gata pe etajul 1 și parțial etajul 2. La interior au fost turnate șapele la etajele 1 și 2. Clădirea în care au funcționat atelierele va avea destinația de cantină. Acolo s-a turnat deja șapa pentru acoperiș. De asemenea, aceste lucrări au fost executate și la clădirea în care va funcționa sala de sport. Școala beneficiază de lucrări de reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională pe Fonduri europene nerambursabile. Este un proiect în valoare de peste 2,2 milioane de euro.